Ministerul Educației vine cu o serie de noi propuneri pentru admiterea la liceu de anul viitor. Noile reguli vizează pe elevii care vor susține examenul de evaluare în 2020 și care vor obține medii mai mici de 5. Ministerul Educației a propus ca elevii care nu promovează examenul de evaluare de la finalul clasei a 8-a să nu mai aibă acces la liceu, ci să urmeze cursurile unei școli profesionale. Pentru elevii care vor avea note mai mici de 5 la evaluarea națională, singurele opțiuni vor fi școlile profesionale sau profesionale duale, însă nu și liceele teoretice, tehnologice sau vocaționale. Această propunere a fost privită favorabil de către partenerii sociali ai instituției în ședința Comisiei de Dialog Social. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor Spiroharet și Federația Asociațiilor de Părinți au votat pentru aplicarea acestei măsuri, în timp ce Asociația Elevilor din Constanța și Consiliul Național al Elevilor au votat împotrivă. Totuși, această decizie nu este una definitivă, iar Ministerul de Resort are decizia finală.